Suntem împreună la Orion FM live în studioul nostru cu Gabriel Bularda, cel care a reușit niște rezultate senzaționale pentru secția de atletism a CSM Dorna în ultima perioadă. Este primul campion european pe care CSM Dorna l-a dat vreodată la alergare montană. S-a întâmplat această performanță. Este de asemenea vicecampion mondial împreună cu echipa la alergare montană, campion național și balcanic de alergare montană. Ne puteți urmări și live pe pagina noastră de Facebook, orionmedia.vatradornei. Gabi, bine ai revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit. Spune-ne, cum te simți după un asemenea sezon? Mă simt foarte mândru. Toate obiectivele pe care mi le-am pus în gând le-am îndeplinit. Și eu un sezon reușit cam de dată până acum. Păi, înțeleg că mai sunt naționalele îndată la Câmpul Moldovenesc, nu? Și acolo avem așteptări mari. Da. Acolo, săptămâna viitoare, mai este o săptămână și ceva și acolo va fi naționalele unde vor participa mulți concurenți din toată țara, cei mai buni, selectați. Bine, dar mă gândesc că pe majoritatea ei bătut și la campionatul european și probabil cea mai strânsă luptă va fi cu coechipierii tăi din echipa României cu care ai obținut titlul de vicecampion mondial. Cam așa ceva. Acum nu știu ce pregătire au ei, dar oricum eu vreau să mă duc și să câștig cu avantaj foarte mult, foarte mare. Am înțeles, o să te rog să vorbești un pic mai tare. Am înțeles că ai vizionat deja traseul de la Câmpul Lung, cel pe care se va desfășura sâmbătă viitoare competiția. Cum e? Traseul e foarte greu, tehnic, de partea mea, cum s-ar zice, ce-mi place mie, deal, vale, traseu tehnic. Deci traseu tehnic nu e de alergare. Cam așa ceva. Mai mult cu forța. Mai mult cu forța. Îți place? Îmi povestea Gabriel la un moment dat într-o discuție pe care am avut-o că diferența se face la coborâre, acolo unde trebuie să te țină genunchii și nu neapărat la urcare, așa cum ai fi tentat să crezi la alergare montană. Care e tehnica pe care tu o folosești de reușești să cobori mai ușor decât o fac alții? Păi sunt mai multe tehnici. Eu am acum 2-3 tehnici. Anul trecut nu aveam niciuna, acum 2 ani tot la fel, anul ăsta am mai multe. Ce anume, sau mă rog, din ce ne poți spune, contează în afară de tipul de încălțăminte pe care îl folosești? Trebuie să nu pui presiune, să nu fii stresat, în primul rând. Și când mergi la o competiție, tot la fel, trebuie să nu fii stresat. Deci trebuie să n-ai alte gânduri. Totul pleacă de la mental, nu? Mental pleacă totul. Dacă sunteți pe pagina noastră de Facebook, puteți să ne trimiteți și mesaje sau întrebări pentru Gabriel Bularda, campionul de la CSM Dorna, care se află în direct în aceste clipe alături de noi aici în studioul Orion FM. Care a fost sentimentul pe care l-ai avut în momentul în care ai realizat că ai câștigat primul titlu de campion european pentru clubul pe care tu îl reprezinți? Un sentiment foarte plăcut, dar în spatele titlului acestuia a fost foarte multă muncă, foarte multe ore de pregătire și vreau să-i mulțumesc domnului profesor și celor de la școală că m-au ajutat cu pregătirea și cu școala. Tu ești elev la grupul, la Liceul Tehnologic Vasile Deac. Da. Să înțeleg că vrei să le mulțumești că au fost înțelegători și te-au mai învoit de la ore, da, ca să poți participa la sesiunile de antrenamente și chiar la concursuri. Da. Cum ai plecat mental vorbind din postura de campion european în momentul în care ai ajuns la campionatul mondial? Nu prea bine, că înainte de mondial am avut un semi-maraton în Franța, Marvejo-Mende de se cheamă, și a fost tot montan, la care am depus foarte mult efort și tot pe drumuri, organismul a fost cam obosit și
Nu s-a putut mai bine. Dar cu toate astea ai reușit să punctezi pentru echipa României. Îmi spuneați că împreună cu Andrei Rusu că era destul de dificil să îi învingeți pe ugandezi, nu? Da. Uganda a câștigat titlul mondial. Ce au ugandezi ăștia așa de special de... le e frică tuturor Sunt din țări africane și ăștia din țări africane au altfel de, au globulele roșii mai agile, mai altfel mai... A, deci ține practic de structura corpului. Da. Am înțeles. Ca să poți să-i bați, trebuia să te fi născut și tu acolo. Da. Și în afară de Uganda, ce alte țări africane contează în alergarea montană? Uganda, Etiopia, Kenya și cam atât. Deci cam ăștia sunt africanii care fac legea. Și la nivel european? La nivel european, Turcia, Italia și acum mai nou România. Și mai nou România, datorită ție. Ce ți-ai propus în afară de titlul național, care mă gândesc eu e așa doar o formalitate săptămâna viitoare? Ce ți-ai propus pentru sezonul următor, cel în care tu vei fi anul 2 de junior 1? Pentru sezonul următor mi-am propus la selecție să vin, să vin în primul 4 la selecție, oricum voi veni, chiar și oricum va fi un antrenament pentru mine, la care după următorul an mi-aș dori să câștig Balcaneada, europenele, să le câștig detașat față de locul 2 și la mondiale să vin în primii 3. Și la mondiale și un titlu, o medalie individuală. Da, eu să vin în primii 3, okay. Fără echipă. Bine, înțeleg că în acest weekend vei fi în sărbătoare la Ciocănești, comuna ta natală, pentru că acolo se desfășoară Festivalul Național al Păstrăvului. Știu că de fiecare dată domnul primar s-a îngrijit să răsplătească performanțele tuturor celor din Ciocănești, dar cu prisosință în cazul de față, performanțele tale și având în vedere că vii după asemenea rezultate, sunt convins că și răsplata va fi una pe măsură. Vrei să le transmiți ceva, nu știu, colegilor tăi de la școală, poate profesorilor sau, de ce nu, celor din Botoș și din Ciocănești, consătenilor tăi? Păi, consătenilor, prima dată că sunt mândru că le-am putut ridica puțin prin sport și... În al doilea rând profesorului, că m-a ajutat și așa, și domnului primar pentru sprijin. Și prietenilor mei, tot pentru sprijin. Contează mult sprijinul tuturor celor din jur, nu? Da. Mi spuneai că de fiecare dată, în orice cursă, totul pleacă de la mental. Indiferent dacă ești 100% pregătit fizic, dacă la capitolul mental nu-ți aici acolo totul... Stai prost. Se pot stica lucrurile. Da, 30% se duce. 30%, o treime zici tu. Da. O treime zici că e dată de mental. Cam așa ceva. Ok. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit pe pagina noastră de Facebook, orionmedia.vatradornei. Am fost în studioul Orion FM cu Gabriel Bularda, campion european de alergare montană, campion național și balcanic la alergare montană și vicecampion mondial împreună cu echipa României. Și asta doar în sezonul pe care ne pregătim scurt timp să îl închem. Pentru că mă gândesc la un moment dat va veni în scurt timp și vacanța. Îți doresc să ai parte și de o vacanță frumoasă. Da, mulțumesc, dar din păcate vine pregătirea pentru cross, pentru semi-maraton. O săptămână tot o să-ți iei liber la un moment dat. Da, să sperăm domnul antrenor să vrea. Domnul antrenor, dacă ne aude, să-i dea o săptămână liber lui Gabi. De unde a venit, uite asta așa pe final, de unde vine porecla asta de glonț? Toți prietenii spun glonț. Da, porecla de glonț a venit de la colegii mei de școală. Ei îmi spuneau, pentru că am fost, nu știu, mai ager. Mai ager. La fotbal, mai sprinter, cum se zice. Ok, de colegii din școala de la Ciocănești. De la Ciocănești, da. Am înțeles. Bine, mulțumesc tare mult, Gabriel Bularda, de la CSM Dorna, de la atletism, alergător de montană, cum zic ei, în studioul nostru. Continuăm, rămâi cu noi!